O light Perun, o lanternă multifuncțională frontală, 5 ani garanție. Scrie kit aici pentru care inclus și banda de cap. În America au scos-o și fără bandă, adică se poți să o folosești doar ca lanternă de mână. 2000 de lumeni pe turbo, un acumulator de 3500. Practic este o completare a lanternei H2R, un upgrade. Avem inclus, eu ce frumos aici, am pus asta foarte frumos. Thank you. Deci avem lanterna. Îmi plac toate detaliile astea, cum au făcut ei, uitați că ați pot să ridic, au făcut chestia asta aici, da? Cutiuțele cu accesorii, la fel asta, se vede, să pot să ridic asta, și am ridicat foarte ușor, fără să mă chinui, thank you, și acolo în spate, foarte grijulii, foarte atenți la absolut toate detaliile. Hai să scoatem, să vedem ce avem aici. Banda de cap, un manual. Hai să le pun pe aici pe jos, că nu mai am loc. În cutia asta avem încărcătorul, foarte multe accesorii, observ. Încărcător rapid, cu 2 amperi. Și șnurul de mână. Ok, cu ce să încep? Am să dau la o parte accesoriile. Deci ăsta este un burețel și un pad de ăsta de protecție, care se pune aici în spate, dacă îl pierdeți pe ăsta original. Ok. Avem, știu de ce au făcut asta, înainte cablurile astea veneau puse cu agrafă micuță care te ajuta să introduci inelul în găurica asta de aici. Da? O chestie pe care am apreciat-o și e un mic detaliu. Acum văd că au pus zgaiba asta, au pus o agrafă de genul ăsta. Foarte mișto, că o pot folosi și la altceva. E un, nu știu cum să vă arăt, ia să vedem. Da, e așa ca un cârligu. Dar e mișto, că chiar o să găsesc și alte întrebuințări. A, și trece fix până ăsta. Pac, îl bagi, ai băgat șnurul aici și îl poți, foarte interesant, da? Și îl scoți așa. Da? Deci, ce să zic, next level, bravo Olight, felicitări, chiar e, toate chestiile astea sunt, știi, și a pus până și o găurică aici ca să poți să o prinzi, să nu o pierzi. Dacă vedeți, da? Chiar mă gândeam chiar e utilă chestia asta, foarte mișto. În fine, deci șnurul de mână, ați văzut cum se bagă, clasic Olight, brodat aici frumos, cu sigla Olight peste tot, de bună calitate, deci aveți bază în el fără nicio problemă. Manual și în limba română, îl dau la o parte. Încărcătorul magnetic, o să vă arăt imediat. Banda o dau deoparte deocamdată, că vreau să vă arăt întâi cum... Sau hai să vă arăt cum se montează pe bandă, ca să terminăm cu ea. Deci am spus că lanterna se poate folosi și ca lanternă de mână, datorită... Să scoateți asta, vă rog, să nu uitați, la nebunia asta. De aici protecția, la fel, de câte ori, la orice lanternă Olight. Acestea sunt prevăzute cu protecție, să le scoateți, că altfel nu funcționează lanterna. În șurub am la loc. Și în momentul ăsta lanterna este funcțională. Bun. Ca să o montăm pe suportul de cap, clipsul de buzunar trebuie scos. Merge montată și cu el, dar forțați bareta asta și nu o să mai puteți să o mișcați foarte bine. Deci scoatem clipsul. Da?
aici avem un suport, vedeți, are forma lanternei, să-l țin. Se pune, este și un magnet pus aici de desubt, ca să nu vă chinuiți, adică când aveți suportul ăsta pe cap, de exemplu, și vrei să umbli, pui lanterna, ea stă și după aceea, în condiții de siguranță, vii și pui bareta, o asiguri, baretă dintr-un cauciuc siliconic, foarte interesant. După ce este montat aici, lanterna se, îi puteți schimba unghiul cu setări nelimitate, sunt 360 de grade practic, da, deci foarte configurabilă. Da, ea stând la dumneavoastră pe cap așa, o veți opera de aici, deci foarte util, foarte în regulă, nu e foarte grea, e în regulă. Avem baretă cu prindere în 3 puncte, adică una așa și a doua care vine peste cap. Am făcut eu praf aici, gata. Bareta numărul 3, asta eu mereu mi-o scot. Bine, e o chestie de gust, mie îmi place să o folosesc așa. Da, doar cu asta, mai ales iarna, dacă am, mai am o glugă în cap, un fes, mă cam deranjează asta. Dar în anumite situații foarte bună, dacă sunteți foarte activ sau vă mișcați mult, și atunci o desfac de aici și iese ușor. Și aici, ca să o desfac de aici, trebuie desfăcut asta. Dar la fel sunt, deci desfaceți astea de aici, cu relele, o faceți în două, scoatem asta ca să nu o tăiați, că poate mai aveți nevoie de ea, o și o montăm la loc. Da? Eu o port așa pe a mea. Da, că îmi stă ok, m-am obișnuit cu ea așa. Bun. Deci cam ăsta este suportul de cap, ca și lanternă frontală. Marele avantaj al acestui tip de lanternă, și asta și H2R, este că poate fi folosită și așa, stand-alone, adică nu cu acea baretă. Ok, înainte să mă apuc să vă arăt cum funcționează și cum modalitățile de utilizare, toate caracteristicile astea, aș vrea să arăt și cum se încarcă pentru cei ce nu cunosc lanternele Olight. Luăm acest încărcător, am spus că este rapid, face parte din noua generație de încărcătoare, adică încarcă selectiv în funcție de lanternă. Da? Acum el știe și face singur tot, poate încărca de la 1A până la 2A, da? Adică 1A, 1A jumate, 2A, pentru că unele lanterne au mai un acumulator mai mic, cum va fi perul mini, de exemplu, nu poți să-l încarci pe ăla cu 2A, că nu se încarcă așa, trebuie încărcat cu mai puțin. Deci ăsta este un încărcător inteligent, din momentul ăsta va fi tot ce iese de acum încolo se va trece pe acest tip de încărcător. Se atașează magnetic, ăsta aici, pac, mufa asta la altă, mufa USB, o putem introduce în orice încărcător de telefon sau powerbank sau, nu știu, ăsta e un hub de la Xtorm. Nu le fac reclamă, dar e un brand pe care îl distribuim tot noi și poate să apară liniștit în clipurile mele. Deci și încarc, uite, cred că se și vede, nu se vede, în fine. Arată roșu când cât timp încarcă, se transformă în verde când este terminată încărcarea. Tot la fel putem să folosim și o baterie externă. Practic posibilitățile sunt nemăsurate, nemărginite, că USB avem peste tot, oriunde ne ducem, că e un laptop, o mufă, o mașină, cablul ăla de la cal... Deci oriunde găsim o mufă USB, lanterna asta se încarcă. Ca să se încarce și repede ar fi bine să fie de minim 2A, adică ca să se încarce corect, de exemplu bateria asta e o baterie foarte bună, e flexibul lor, încarcă și laptopul și avem 3A pe fiecare port, deci e mai mult decât suficient. Da, avem și PD, în fine. Deci o încărcare simplă,
foarte ușor, trebuie doar să nu uitați să vă luați cablul ăsta, care e extrem de mic și portabil, l-am aranjat frumos, uitați ce mic. Bun. Acum, lanternuța. Cu ce să încep? Lanterna emite o lumină foarte largă, extrem de largă, o arie foarte mare de iluminare. Asta ne trebuie la o lanternă frontală, nu punctulețe mici aruncate departe. Trebuie să vedem totul în fața noastră. Avem o optică tir. Avem aici, unde vedeți chestia asta așa neagră, este un senzor, pentru că vechiul model H2R, pe modul acum nu este încărcată, că de-abia ce am scos-o, deci pe modul turbo se încinge atât de, adică și asta se încinge tare, încât dacă se apasă din greșeală în buzunar, nu o blocați, uitați să o blocați, și așa mai departe, poate arde diverse materiale sau topi, diverse bucăți de plastic, pungi. Și Olight a implementat acest tip de senzor, adică când te apropii un obiect de ea, automat lanterna scade ca să nu ardă, depărtezi obiectul, crește. Observați? Dar nu o să fie deranjant, pentru că uitați ce aproape, trebuie să fiu la un centimetru jumate maxim, nu un centimetru. Da? Hai să zic un centimetru jumate. Da? Și în felul ăsta nu o mai arde. Nu evităm accidentele. Deci e o funcție implementată de Olight pentru noi, pentru utilizatori, pentru ca să evităm anumite neplăceri cauzate tot în cauza noastră până la urmă, dar asta este, asta face un producător adevărat, ne ajută, că și eu uit de multe ori să blochez butonul ăsta sau să o desfac puțin. Pur și simplu, uit, o arunc undeva, o găsesc aprinsă pe maxim, vă dați seama, dacă am ceva pe lângă din o de aia de ploaie sau asta, o topește, pur și simplu, e căldură foarte mare. Cam ăsta este marele plus, al doilea mare plus al lanternei față de H2R, lanterna precedentă, este acumulatorul, e mult mai mare, la era de 3000, aici avem 3500, o cantitate mai mare de energie și o autonomie mai mare, automat. Punctul 3, optica, nu mai este acea optică creponată, prin care se pierdea foarte și se pierde foarte lumină, foarte multă lumină, adică chiar dacă asta e o optică tir, clară, cu pierderi, cu un randament foarte bun, au reușit să facă același tip de lumină, poate chiar mai mare. O să vedeți la filmările de noapte că sunt mici diferențe între ele, însă au reușit să lumineze la fel ca H2R-ul, dar folosind mai puțin lumeni, adică aia avea 2300, asta are 2000, și cu un acumulator mai mare. Ce înseamnă asta? Înseamnă că am lungit foarte mult autonomia și am lungit și timpul de menținere pe modul maxim înainte să scadă, se încinge foarte tare dacă aveți nevoie să o folosiți pe maxim. Da? E foarte interesantă lanterna, însă dacă nu ești atent și te uiți așa pe ele, ai uite, asta are 2300, asta are 2000, pe aia că e mai puternică, te păcălește. Eu aș merge pe RUN pentru că e nou, dar dacă aveți deja H2R-ul, nu merită să faceți upgrade-ul către pe RUN, pentru că nu e un upgrade atât de mare. Mă scuzați puțin. Nu e un upgrade atât de mare cât să merite să vă luați o a doua lanternă similară. Mod de operare la fel, identic, da? Simplu apăsare se aprinde, ținem apăsat lung, trecem prin toate modurile, dublu click pe maxim, fine, asta nu e încărcat în momentul ăsta, ținem lung apăsat modul Moonlight, un mod Moonlight mai puternic de data asta, din câte mi-amintesc eu, parcă la H2R era mai mic, Moonlight de 5 lumeni, ține 10 zile,
O să fac o comparație dedicată cu HDR, nu mai vorbesc acum că poate mulți nu o cunosc și bat gura degeaba. Deci o să fac un clip doar comparație între Orperun și HDR. Bun. Avem magnetul în spate. Mai avem și stroboscop aici la SOS, pardon. O puteți monta pe bicicletă, de exemplu, să fiți vizibili, să fie să vă vadă cineva, ăsta în limbajul morse SOS, adică aveți nevoie de ajutor, dacă ați căzut undeva într-o râpă sau, nu știu, în afara șoselei, trebuie să vă vadă cineva, e semnalul internațional, căutători, cei ce vă vor căuta vor ști acest semnal luminos. Și cam atât, ca mod de funcționare. Avem clipsul de buzunar, este bidirecțional, da? Adică se poate pune așa cum este acum, îl prindem pe aici pe dedesubt, de exemplu de bareta de la rucsac sau de un buzunar sau de orice, gândiți-vă la o centură, da? E așa. E, asta o prindem frumos așa și lanterna va sta agățată la pantalon sau la pe echipament, dar va lumina drept, adică practic avem un fel de lanternă frontală. Adică o fixăm undeva fără să avem mâinile ocupate și vom vedea în față, că asta e foarte important. La fel o putem așeza pe masă și ea va lumina tot în față, nu va lumina în sus în ochii noștri. La fel dacă folosim, aici avem cu ajutorul magnetului de prindere, putem folosi un alt accesoriu, cum ar fi să zicem un cuțit sau o tablă sau orice. Și practic îl lipim și fixăm, facem ce unghi dorim, da? În combinație cu ăsta, pe outdoor, pe oriunde. Deci facem un film ăsta în pământ, de exemplu, așa, și luminăm în ce direcție vrem. E extrem de versatilă, totul e, putem face foarte multe lucruri cu puțină imaginație. Da? Avem o pană, de exemplu, o lipim pe tabla mașinii, așa, și va lumina fix jos, acolo unde avem nevoie. Da? Sau la motor sau nu știu, sau mai așa, sau nu știu, avem o pană și vreți să vă vadă să vă vadă celelalte mașini, mai trebuie să ții lanterna în mână, o lipești și ea va lumina în direcția în care trebuie, o dai pe maxim, o dai pe SOS ăsta, deci vei fi foarte vizibil sau o folosești să faci pana. Posibilitățile sunt nemărginite, eu tot în fiecare zi mai găsesc sau de câte ori folosesc, mai găsesc ceva să o pun într-un fel, să o agăț undeva sau... Așa, clipsul am vorbit, magnetul foarte puternic, imersabilă la apă, o puteți cufunda fără nicio problemă. Este lanterna frontală, să zic, a momentului cea mai bună în momentul ăsta. Cu calitățile cele mai bune, pe timp de noapte o să fac un review separat și o să mai discutăm pe tema asta. O lanternă făcută pe, am mai spus, pe principiul lui H2R, care e indubitabil, deci e cea mai vândută lanternă Olight, tocmai din cauza asta a multifuncționalităților, și pentru că o poți prinde și pe bicicletă, poți să muncești cu ea, poți să o ții în mână așa frumos și luminezi, că nu zice nimeni că trebuie să ții în mână așa, deși chiar dacă te gândești puțin, că ni se par niște chestii foarte, cum să spun eu, ni se par foarte de când lumea. Așa e lanterna, da? Cu lumina în față, da? O ții așa. Da? Ia încercați dumneavoastră să țineți mâna așa, să vedeți că este puțin, mai ales să luminezi în jos, este puțin, mai ales din poziția asta, da? E puțin anormal, e, mă chinui. Da? Mâna mea nu-mi stă într-o poziție normală. Da? Chiar dacă toate lanternele din lume sunt de genul ăsta. Da? Ia uite cum trebuie să țin mâna. Trebuie să o dau așa peste cap și mă doare, mai ales cum stau eu acum pe scaun și trebuie să o fac așa, e peste mână, nu știu. E, când țin mâna așa, o țin foarte relaxat, nu am nicio forță, nu o țin excelent, degetul ăsta mai când vine să-l țin aici. Adică e exact și cal și lanternă de mână, chiar dacă ea este contrar la tot ce s-a făcut până acum, dar e ca și cum ai reinventa roata.
Da, pot să spun că nu mă deranjează, am folosesc o lanternă, un H2R de ani de zile de când a apărut și mi se pare pur și simplu superbă ca genul ăsta de lanternă de lucru, de când nu bate departe, nu e lanternă de vânătoare, acolo e alt film. Dar mă refer la lanternele astea de casă. E pur și simplu fantastică, pot să fac orice vreau cu ea. E scumpă, nu e ieftină, însă e o lanternă pe care o ții o viață, ți-o iei dacă ți-o permiți, da? Nu vă ia nimeni banii din buzunar, există și lanterne mai ieftine și mai cum e raiul, frontale, adică e o lanternă dusă la extrem, e flagship-ul lanternelor, e cea mai mișto lanternă, este încă o dată scumpuță, dar dacă raportăm la câte poate să facă și cum arată și cât, eu zic că e un preț corect. Corect, nu pentru România, încă o dată, nu suntem, știu exact care e nivelul, ne chinuim și noi să le facem promoții, să le... Dar ăsta e prețul ei, atât costă, nu avem ce să facem. Clipsul ăsta eu l-aș fi pus albastru. Aici, care albastru ăsta frumos aici, nu știu, mi s-a... În fine. Cam atât despre ea. Pot să vorbesc foarte mult, dar aș prefera să mai mult să discutăm pe afară, că până la urmă acolo se rezumă totul, în natură, în noaptea, da? Că până la urmă orice lanternă trebuie să lumineze. Dar sunt importante și toate aceste caracteristici, ce putem face cu lanterna, dar nu mai să o ținem în mână, v-am spus atâtea. Deci te poate duce în atât de multe moduri, adică poți să fii și biciclist, o folosești și acasă ca backup, o folosești și ca în excursie când mergi pe jos. Deci e o lanterna supremă. Deci, fără să exagerez, din toată gama Olight, cred că e cea mai lanterna care se adresează celor mai multe activități cu... Dar le face, nu că le face așa cu mediul, le face foarte bine. Lumină, dar cu lumină, da, activistă ce necesită o lumină largă. Da, e foarte important asta. Da? Deci ea nu este un thrower, nu avem punctele alea mici, care și alea sunt bune, dar în anumite situații. Cam asta este Olight Perun. Vă mulțumesc și vă urez o zi minunată.